Un tânăr jucător de mare perspectivă de la echipa de Liga 3 a CSMD a fost transferat la divizionarea secundă CXR-da Miercurea Ciuc. Stoperul Richard Baro, care la nici 15 ani are înălțime de 1,83 m, va juca la Academia Clubului Harghitean și își dorește să atingă performanțe fotbalistice cât mai înalte. Richard Baro, iată, te-ai transferat la un club de Liga 2, chiar dacă la nivel de junior. Cum vezi acest pas pentru cariera ta viitoare? Mă bucur foarte mult că am ajuns să mă transfer la echipa de Liga 2. Este un pas important pentru mine și sper ca totul să fie bine la noua echipă. Ce a însemnat Deva pentru tine? Echipa mea de suflet. Am jucat aici 7 ani. Am avut multe amintiri bune, plăcute, neplăcute. Părăsesc clubul cu un simț bun de la echipă. Am avut colegi minunați. Antrenor la fel, le mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine și că m-au ajutat să ajung până aici. Ce îți propui în viitor? Îmi propun să dau tot ce am mai bun din mine, să ajung în Liga 1, chiar mai sus, dacă se poate, să-mi fac contract profesionist. Transferul nu este unul deloc întâmplător. Grupa de U15 de la CSMD va părând a fi foarte valoroasă. Un alt jucător de acolo, Alexandru Ișan, fiind convocat la lotul național pentru această categorie de vârstă. De altfel și celelalte grupe performează, juniorii de la CSMD va câștigând în ultimii 2 ani toate competițiile la care au participat. CSMD va câștigat în ultimii 2 ani toate competițiile la care s-a înscris la grupele mai mari de 14-15 ani. Ne bucurăm mult că jucătorii noștri care au performat individual și în cadrul grupurilor cel mai bine au ajuns la un nivel superior. Vișan Alexandru ajunge în ultima etapă la nivelul selecției pentru formarea echipei naționale reprezentative a României. Iată că și Ricci, care este un produs jet-be-jet al Devei, al clubului de fotbal de Vian, el este aici de la 6 ani. Am avut șansa, printr-o comunicare și o negociere fair play cu clubul din Miercurea Ciuc, să ajungem la un acord final. Pentru Deva cred că este o mândrie acest lucru ca jucător care pleacă de aici, să ajungă la academii dintre cele mai puternice din România. Noi ne bucurăm pentru acest lucru, pentru performanțele obținute în activitatea de la nivelul centrului de copii și juniori. Transferul lui Ricci Varo este unul benefic pentru ambele cluburi și pare a fi un veritabil deschizător de drumuri. Și asta pentru că mai mulți juniori ai clubului susținut de municipalitatea din Deva sunt curtați de formații puternice. Țin să felicit antrenorii lui Varo Ricci, să le mulțumesc părinților pentru că au avut încredere în acest club, în antrenorii noștri și de ce nu să mă exprim așa, este îmbucurător pentru noi. Pentru că ne-am atins un obiectiv, promovarea tinerilor spre performanță. În cazul lui Ricci am obținut un contract foarte avantajos, un contract normal, un transfer, vreau să zic, foarte normal între două cluburi. Eu îi doresc lui Ricci să aibă rezultate foarte bine, să fie serios cum a fost și până acum, să reprezinte în suflet mai departe Deva, orașul lui natal. Știm că joacă fotbal de la 6 ani și nu e un rezultat mic să ajungi la o academie de fotbal. Și vreau să menționez că mai avem și alți tineri foarte talentați la alte academii, sunt foarte curtați. Odată cu transferul stoperului crescut la Deva la Miercurea Ciuc, mai vine o veste bună pentru fotbalul de la Poalele Cetății. Astfel, conducerea de la CSMD a început demersurile pentru omologarea stadionului Cetate pentru viitoarea ediție de campionat. Este un rezultat pozitiv, este un rezultat al antrenorilor, un rezultat al implicării primăriei municipiului Deva, primarului Florin Nicolae Oancea, a viceprimarilor și a mai multor factori pentru promovarea tinerilor. Eu mă bucur pentru Richard că face un pas la un alt nivel. Sperăm ca pe viitor să putem să reținem și noi jucătorii în cadrul clubului nostru, în așa fel încât să facem o echipă competitivă la Deva. Mai sperăm ca în acest an să omologăm terenul de fotbal, în așa fel încât meciurile să se desfășoare la noi acasă și nu în deplasare ca până acum. Academia de la Miercurea Ciuc, la care s-a transferat deveanul Richard Varo, este cotată ca a doua din țară, primul loc fiind deținut de cea condusă de Gică Hagi.